Okay. Vă rog frumos să luați un loc aici. Domnule, aveți o poveste extraordinară, senzațională. Acolo, pe da? Cuvântul meu de onoare. Deci pot să zic da, nu? Da. Deci puteți să-mi spuneți cum vrei tu. Perfect. Ok. În 2000, cât ai fost la școala de poliție de la Câmpina? În perioada 2001-2003 am făcut școala de agenți de poliție, da? Nicolae Vasile Lascăr. Chiar sărbătorim acum dublu centenar. Perfect. Al poliției române. Și apoi ai terminat și facultatea de psihologie. Am terminat facultatea de psihologie. Mi-am dat seama după privire. Adică ai uitat așa și ai zis, gata, vreau să intru în capul măruță să văd exact ce are el acolo și ce vrea. Am crezut că e cea cu câinele și inginerul, că amândoi au privirea inteligentă, dar niciunul nu știe să se exprime. Bate palma. Bun, dar haideți să le spunem oamenilor cum ai ajuns să faci toate lucrurile astea fabuloase și avem și imagini. 14 vârfuri muntoase cu bicicleta, ba călare, ba încârcă, ba alergând. Mi se pare fabulos. Păi, o să încerc să o scurtez, că sunt foarte multe povești și să fim cât mai pragmatici și eficienți. Când am ieșit prima oară în creasta Făgărașului, care are 86 de kilometri, m-am uitat așa, cam cât e de mare, dar nici nu visam atunci. Și am zis, bă, ce tare ar fi cineva să poată să o facă într-o zi, în alergare, pentru că se face între 5 și 7 zile. Și mai mult decât atât, am avut bucuria ca după ani și ani de antrenament și experiențe, plăcute și neplăcute, să pot să fac din patru masivi cele mai înalte 14 vârfuri. Și de acolo a venit perioada de antrenament, experiența anterioară, toate lucrurile astea au condus la provocarea pe care mi-am aruncat în 2020 să duc la final. Un proiect adică foarte greu. 14 vârfuri muntoase din România, cele mai înalte, escaladate de tine. Uite, aici te văd cu... Băi, nene, că-ți erai cu bicicleta, ferească, acolo nu erai asigurat, nu? Ba da, aveam o asigurare, dar nu pot să spun firma. Ok. Mamă, uite cum sunt imaginile astea, fabuloase. Da, sunt. Acum să înțeleagă și telespectatorii, cei care nu au o tangență prea puternică cu asemenea sporturi, că asta nu se nasc peste noapte și trebuie să ai niște abilități, o parte născută, o parte dobândită prin antrenament. Adică, recomandarea e ca fiecare pas să fie făcut gradual pentru a ajunge la anumite lucruri. Adică nu e bicicleta acum și zici, gata, hai că am plecat și eu pe munți. Poți să o iei doar o dată uneori. Da, și să fie ultima dată, exact. Sperească Dumnezeu. Dar exact. Spune și mie că mi se pare extrem de periculos. N-ai avut niciun moment în care să te accidentezi? Adică mergi pe potecile alea, foarte înguste, cu bicicleta în spate și când tot treci așa, dacă dai curata aia, te dezechilibrează, dai păi... pe spate. Am dat, dar acum o să spun că nu fiecare lucru întotdeauna s-a terminat cu bine. Că au existat și accidentări pe parcursul anilor, au fost și evenimente, din păcate avem inclusiv prieteni care nu mai sunt printre noi, dar astea sunt niște lucruri pe care ni le asumăm. Acum depinde de fiecare unde vrea să se ducă, unde vrea să ajungă și de norocul lui. Pentru că norocul, am fost protejat. Este că asta te face să fii fericit? Mă face să fiu nu fericit, extraordinar de fericit și în asta îmi găsesc cumva... Liniștea, împlinirea. Liniștea pe fond de agitație e cea mai bună liniște pe care o pot obține. Dar familia ce spune? Familia ce să spună? Că văd că ai verighetă. Am verighetă, să vadă soția că totuși n-am scos-o la București, exact. Okay? Da? Nu, să rămân băiat serios sau măcar încerc să rămân, dar eu zic că mi iese. Familia, ce să spună, mă încurajează și fac griji. Am avut și o avalanșă în 2006. Au fost mai multe evenimente care au fost așa cumva la limită. Nu am copii încă, dar... Deci soția e cea care suferă cel mai mult când ești plecat. Și mama. Și mama. Și mama, da. Soția nu merge pe munți, nu? Soția, ba da, este ghid montan și merge și ea pe munți și instructor de schi și tot felul dar de lucruri. Dar nu la nivelul ăsta, nu? La nivelul ăsta, nu chiar la nivelul ăsta merge, dar noi facem multe ieșiri împreună de un nivel destul de ridicat. Oameni buni, Dan Gârleanu, ca să știți, imaginile astea par desprinse din filme, pe cuvânt, mi se par fabuloase, dar aș vrea să spun celor de acasă că în toată aventura asta ta ai salvat și foarte multe persoane aflate în mare dificultate. Au fost mai multe situații, am salvat și atunci când eram în serviciu, am reușit să salvez o persoană și mai multe alte persoane, pot să spun odată, adică o să mă refer la serviciu când s-a aruncat cineva într-un canal pe timp de iarnă, m-am aruncat după el, am reușit să-l scot, era să ne necăm amândoi, dar partea bună e că poți să povestești. Chestia asta de cât e, că ai salvat o viață sau nu, poate e un pic subiectivă, dar pentru că acum nu știu, eu nu cunosc pe nimeni care să fi murit, și să se fi întors înapoi să spună, da frate, asta a fost la limită. E uneori poate subiectivă, dar sunt situații cum a fost aceasta,
Dincolo de asta, desfășor o activitate de negociere în cadrul Poliției Române și acolo, eu zic că salvăm vieți, poate, nu, poate sună pompos, dar încercăm să contribuim la aspectul ăsta de a salva vieți și din toate activitățile pe care le fac în cadrul Poliției Române, este cea care consumă cea mai multă energie. Atunci când sunt epuizat. La un moment dat erai pe munte și ai întâlnit un grup de 40 de copii rătăciți? Da, s-a întâmplat în 2002. Nu aveam nicio mare experiență alpină atunci, dar știam foarte bine traseele din Buceci pentru că mergeam constant, în fiecare săptămână. Când eram în școală la Câmpina, ca asta făceam, da. Moldovenii plecau în Moldova, ardelenii în Ardeal, eu mergeam pe munte. Și apoi am mai atras câțiva cetățeni. Adică. Da, la început mergeam singur. Am întâlnit un grup de copii cu un profesor care erau pierduți undeva între Piatra Arsă și Babele pe timp de iarnă și eu căutam ceva, un traseu către zona Caraimanului, erau destul de aiurea, să zic așa, geografic poziționați, erau hipotermici și se învârteau în cerc. Și acolo am reușit să-i duc înapoi către Piatra Arsă pe toți și asta a fost, a fost cu bine. Acum, ce spuneam de chestia asta de a evalua sau nu, poate nu mureau, poate întâlneau pe altcineva. Nu pot să spun că am salvat 40 de persoane și nici nu căutăm lucrul ăsta. Dar să pot să contribui la a salva viața unui om este un dar, mai ales dacă rămâi și tu în viață. Ești foarte dar, Dan. Mulțumesc. Lumea te poate găsi pe Instagram, pe Facebook, chiar așa? Dan Gârleanu? Dan Gârleanu mă găsește pe Facebook, cu Instagramul, na, noi polițiștii nu putem să avem chiar toate calitățile, așa că la Instagram sunt mai deficitar. TikTok? TikTok nu, din păcate, nu le-am cu TikTok-ul, dar... promis să mă pun la punct dacă asta Dan trebuie. Dan Gârleanu, căutați-l pe Facebook, este și alpinist utilitar. Da, în 2006 am devenit atestat în alpinist utilitar și am obținut și o specializare în salvări de la înălțime, de pe structuri metalice și clădiri civile. Nu prea a fost cazul. Eu te văd pe tine, de exemplu, dacă Tom Cruise nu poate să joace într-un film și te caută pe tine, tu ești la care te sui pe clădire, te sar cu sfoara, cu tot, da? Până acum nu m-a solicitat. Nu te-a solicitat? Dar timpul nu-i pierdut. Asta zic și eu. Dar de ce aici? Aici este o brățară pe care îți doresc să nu o folosești decât ca și antrenament. Are câteva componente care ajută la supraviețuire, un șnur, de la banalul șiret rupt la bocanc, la a improvizat tot felul de lucruri. Adică cu asta poți să-l pui ori la bocanc, ai busol, da, aici. Busolă și un amnar. Acolo este un amnar, unde se face în scânteie pentru a, da, porni un foc. Asta. Da, și cu lama se, după ce se duce, e mai greu un picuț acum. Da, și dau așa, pac, pac, pentru pac. Care vopsea. Știu de la Cristi Bozgan. A venit, okay, și mi-a adus o chestie de asta. Nu știu ce am făcut cu ea, dar asta e mai ușor de ținut. Da, este. Și este folosită inclusiv de către structurile de operațiuni speciale, pentru că are destul de multe dispozitive care pot ajuta. În situații în care nu ne dorim să ajungem. Perfect. Aici este o bandană, da, este cu asociația noastră, așa că nu o să-i fac... Ești de la Războinii sau de la Faimoș? Eu sunt de la Bacău și cu asta am spus totul. De asta, adică tot cu bandane, stai să văd aici, de ce să nu spui asociația? Păi nu știu cum e politica, nu vreau să introduc în... Știu, suntem, gândim liber aici la ProTV. Ok, uite, mulțumesc. Asta este asociația, zi-o tu acum. Door to outdoor, adică e ușa către natură prin care invităm oamenii să desfășoare activități în natură. Păi mi se pare foarte tare să inviți oamenii să desfășoare activități în natură. Și foarte super titlul ăsta. Door to outdoor. Super, de la două beri în plus. Cum? De la două beri în plus a venit inspirația. Bravo! Bate palma cu Dan. Dan Gârleanu, căutați-l pe Facebook, oameni buni, ca să-l găsiți.